au mutat osemintele rudelor din cimitir. În timp ce numărul locurilor de veci este din ce în ce mai mic în cimitirele din Petroșani, sunt persoane care au solicitat deshumarea cadavrelor și mutarea acestora în alte locuri. Un caz ieșit din comun este cel al unei familii din Petroșani care a solicitat responsabililor cimitirului central mutarea osemintelor într-o altă locație mai frumoasă. Trei deshumări au avut loc pe parcursul anului trecut, două pentru că osemintele au fost mutate în altă localitate și una pentru că s-a preferat un loc mai bun, să spun așa, decât cel în care erau îngropate aceste oseminte. Pot fi deshumate și osemintele pentru care nu s-a plătit concesiunea aferentă locului de veci. Anul trecut s-au plătit peste 300 de astfel de taxe. Anul trecut, în cimitirul central al municipiului Petroșani, 305 familii au plătit pentru cei care își dorm somnul de veci în cimitirul acesta. În prezent, în cimitirele din municipiul Petroșani sunt îngropate peste 40.000 de persoane, iar în ultima perioadă s-a constatat o lipsă acută a locurilor de veci.